avem o problemă. Problema pe frigul ăsta este la mine sau la tine? La tine sau la ea? Uite ce zice lumea la 1721 SMS cu tarif normal. Mai bine la mine că, că stau singur și nu ne deranjează nimeni. Închid ușa și așa stă cât timp vrea ea și eu. Semnează Ștefi din satul mare. La ea, neapărat la ea, dacă stă la parter. Corect, foarte, foarte corect. Într-o grădină botanică, ne spune Elena. Frumos la grădina botanică, atenție la gardienii publici sau poliția comunitară, cum se cheamă. La mine, normal, ne spune Alexandru și Gabi ne spune la hotel. Gala 21, la tine sau la ea, câștigătorul de ieri, domnul Marian Evanghelie, bună dimineața! Da! Dinculescu! Da, deci, la ea, la Oana, pentru că așa am citit într-o carte recent, să le punem și situația lor, da? Da, eu ca să mă pun mai bine situația, mă mai machez, epilez, da, chestia asta, da. N-ați înțeles, domnul Evanghelie? Da. Domnul Evanghelie, deci nu cu Oana la Oana, ci cu altă Oana? Da, 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 deci domnul Dinculescu. În opinia mea, e mai bine la ea acasă. Da. Pentru că avantajele, ca zic așa, sunt mai multe. Adică, nu faci mizerie acasă la tine, nu se spală la tine acasă, nu-ți mănâncă mici pe persoană fizică și cu muștarul de la aragaz și frigider. Nu stă pe capul tău și poți să pleci când vrei, că bagi orice scuză. Spre exemplu, eu când vreau să plec de la una, da, înainte, că nu, acum nu, așa. Așa. Îi spuneam, iubita mea, scuză-mă, dar trebuie să plec, pentru că am de studiat combaterea efectului de seră și scăderea doxilor pe 2016. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce studiați? Combaterea efectului de seră. Așa. Și scăderea noxelor pe 2016. Doamne, Dumnezeule. Deci asta e o scuză foarte bună, adică te crede imediat. Nu? Noi v-am propus pentru Ministerul Culturii, nu pentru Ministerul Mediului, domnul Evanghelie. Bă, atunci puteam să-i spun că am de citit, am de recitit de două critică rațiunii pune de Immanuel Kant. Bine, deci cu alte cuvinte, domnul Evanghelie susține sus și tare în deplasare, da? În deplasare, sau bine, dacă vreți dumneavoastră, Descartes ăla, că e René Descartes ăla altă. Descartes, adică. Da, vă rog, dacă vreți, ăștia mai așa, mai aveți pe Cioradă, băi, nicio problemă, deci ne descurcăm. Bă. Pe fata de la Canal D, de la draga mea prietenă, Cristina Cioran? Păi nu pe aia, că am citit-o deja, că e bună. Ok, bine. Deci domnul Evanghelie joacă în deplasare, mereu în deplasare, că este mai safe. Domnul Țățărearu, bună dimineața! Ce-ai, domne? Domne, la mine, domne, toate la mine, da? Deci asta e, să vină toate la mine, deci eu vă spun la toți. Da. Domne, un sfat așa, ca de la om frumos așa și viril și toate calitățile. Domne, luați-le la voi acasă, domnule. Să aveți tot confortul, domne. În plus, nu vă temeți că vine bărbatul de la serviciu să vă alerge. Ăsta e mare avantaj, să știi. Eu țin minte... Când a fost odată în vizită la Naționala Cadânelor de Noman. Așa. Deci m-a alergat un om îmbrăcat într-un cerceaf, alb, de zice că e fantomă. Bugiu, 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 ce dracu zicea el acolo. Por m-am înțeles eu că era bărbatul la ala, știi, la ala, știi, și că i-am la nevestele. Dom'le, de-abia am scăpat, că era pe-n preajmă Naționala Nervoasă a talibanelor nefuturiste. Domnul Țățărea, nou! Deci acasă la tine, mă, ce-a zis, domne? A zis nefuturiste. Domnul Țățărea, nu. Deci vrei să-ți zic ce înseamnă îndes futurist? Lasă-o dreacu de treabă! Ba, poate nu înțelege ce ne-au, cine știe. Deci, cu alte cuvinte, domnul Țățărea, nou, dumneavoastră, jucați pe teren propriu. Domne, pe teren propriu e cel mai sigur. Nu te alergă, nu te bate și bărbatul nu te... Bate. Da. Bun, hai să vedem cine câștigă în această dimineață între domnul Evanghelie, care este și care joacă întotdeauna în deplasare, și domnul Țânțăreanu, care joacă pe teren propriu, da? Da, domne, pe teren propriu. Pe teren propriu, bine, Andy! 1721, SMS cu tarif normal, Evanghelie sau domnul Țânțăreanu. Domne, iată-și, domne, de-n gură un pic. Domne, DJ Andy, da. Protejatul meu. Da. Domne, tu unde joci? Eu joc acasă. Vezi, domne? Deci... Tu...
tu unde joci, domne? Mie îmi place deplasare. Ți-ți place în deplasare? Uite, ești pe grizonat ăsta. Tu unde, Orlando, tu unde joci, mă? Ăsta nu mai joacă deloc, cred. Bine, 1-7-2-1, rămâne domnul Evanghelie la masă și pentru mâine, sau îl elimină domnul Țânțăreanu. Domnul domnul, deci stai, mă, Dinculescu, că m-a supărat domnul Țânțăreanu. De ce? Deci, domnul Țânțăreanu, să știți că eu joc și acasă și în deplasare, da? Eu-și pădre acum!